La vremuri noi, obiceiuri noi. Potrivit hotelierilor de pe litoral, s-a schimbat comportamentul turiștilor care plecau acasă cu diverse obiecte, între care prosoape sau telecomenzi ori își făcuseră un obicei din a găti în camere. La rândul lor, polițiștii anunță că s-au înregistrat și mai puține furturi de pe plajă. Turiștii strângători erau învățați ca la sfârșitul vacanței să nu plece cu mâna goală din hotelurile de pe litoral. Cel puțin 10% dintre ei luau acasă prosoape, telecomenzi, tacâmuri sau chiar ghivece de flori. Anul acesta, în schimb, măsurile stricte de securitate sanitară impuse de hotelieri, care verifică mai des și mai atent camerele, au schimbat proastele obiceiuri. Un rol l-a jucat și teama că obiectele din hoteluri ar putea transmite coronavirusul. Eu nu iau că nu îmi trebuie, vin de acasă cu prosop, cu toate cele. N-aș pleca cu șlag, unii mai pleacă cu șlag. Total greșit, fiecare trebuie să-și ia de acasă tot ce este nevoie. Nu am avut nici evenimente de genul să-și gătească în cameră sau asistăm un trend de a nu-și mai cumpăra alimente de la alimentarea și să le mănânce în cameră. Polițiștii confirmă și ei schimbarea de comportament. Am avut sesizate și câteva fapte de furt din unitățile de cazare, însă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată o scădere a numărului de infracțiuni de furt. Au fost sezoane în care în weekend dispăreau inclusiv saltelele de pe șezlonguri. Am întâlnit aici la noi la hotel turiști cu prosoape personalizate de la alt hotel. Intenționat sau neintenționat au plecat sau au dispărut obiecte și am constatat la plecarea turiștilor. În ultima săptămână, pe litoralul românesc au fost înregistrate doar 26 de furturi. Cele mai multe au fost din buzunare sau din genți. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.